Salutare! Dacă până cineva mi-a spus că îmi cam bat joc de canalul ăsta de YouTube, iată că astăzi mi-am luat inima în dinți și m-am gândit să fac un clip despre cum să înveți la restanțe, că examenele au cam trecut. De ce ai restanță? Păi nu știu, uită-te mai bine în spate și gândește de ce nu te-ai trezit să duci la examen, de ce ai crezut că te duci la examen dar n-ai învățat nimic și atunci profesorul poate, o să întoarcă așa capul și între timp tu să spui o tâmpenie și ulterior, bineînțeles, să te treacă examenul, sau pur și simplu nu ai avut tupeu să vii pentru că te simțeai nepregătit. Da, e adevărat, toți studenții din lumea largă, când sunt în sesiune, probabil, 1% dintre ei se simt confortabil, restul își dau seama că nu au învățat suficient sau că nu au avut destul timp la dispoziție ca să învețe. Acum, asta cu timpul este o chestie un pic cam, știți voi, la fel ca și cu treaba pe care o avem la serviciu sau ca și cu celelalte task-uri pe care le avem de făcut. Săptămâna are 168 de ore pentru toată lumea, că toată lumea acum are conexiune la internet și ceasurile sincronizate. Nu are nimeni mai mult timp la dispoziție decât alții. Cu siguranță există excepții și excepții. Fiecare dintre noi are împărțit timpul după cum și l-a împărțit singur, adică după cum a avut o planificare. Dacă a avut. Dacă n-a avut și a lăsat lucrurile să curgă așa pur și simplu, la un moment dat îți dai seama că nu mai ai timp. Nu mai ai timp nici dacă îți planifici foarte multe lucruri. Știm cu toții lucrurile astea, nu vreau acum să reafirm truisme doar pentru dragul de a mă auzi vorbind în fața unei camere. În fața voastră. În fața ta. Da, tu. Tu ăla care bănuiesc că n-ai învățat suficient. Sau nu te-ai dus la examen. Sau nu te-ai trezit. Sau ai petrecut atât de tare cu o noapte înainte, crezându-te un zmeu care se va trezi cu siguranță să duci la examen și nu te-ai dus. Și acum ai restanțe. Scopul acestui clip este tocmai să îți arăt care sunt câteva idei pe care le-am aplicat eu, că vorbesc din experiență, pentru a fi un pic mai eficient în ceea ce privește învățatul sau, mai bine zis, focusatul pe învățarea pentru examene. Dacă ai doar un singur examen, atunci lucrurile sunt simple. Îți împarți timpul pe care l-ai până la restanță, împarți capitolele, probabil ai mai învățat, ai mai fost la cursuri, dar dacă n-ai fost la curs și n-ai nicio idee despre chestia asta, cu siguranță trebuie să te apuci de învățat. Trebuie să te apuci chiar acum de învățat, pentru că restanța este acuș. Ok. Dar hai să luăm cazul fericit. Cazul în care, sau mă rog, mai puțin nefericit, în care ai idee despre ce este vorba, ai mai fost la 2-3 cursuri, ai făcut rost de materiale, pur și simplu n-ai reușit să te prezinți la examen sau nu ai luat examenul. Care este primul lucru pe care trebuie să-l ții minte și probabil este cel mai important din tot acest clip, este așa: învață informația în mai multe feluri. Englezii au o vorbă, sper să o zic ca lumea, see one, do one, teach one. Adică ce vrea să spună englezul cu chestia asta? Mă refer la școala, la academia engleză, la școala medicală, sigur se referă la a învăța niște manevre medicale, dar se poate aplica în absolut orice domeniu. Deci orice ai studia se aplică perfect și sigur că are legătură cu manualitatea practică. Lucrul ăsta s-a dovedit eficient, mai ales la cei care învățau să facă, repet, niște manevre, pentru că mai întâi trebuiau să vadă cum se face C1, ulterior cineva să învețe și să pună ei mâna, nu doar că, eu acum vorbesc din punct de vedere al studentului la medicină, ca să zic așa, dar cred că se poate aplica din punct de vedere al studentului la orice altă materie. Dacă are de făcut ceva practic, trebuie să facă efectiv. Dacă te uiți la un clip cum se face, să nu te lasă cineva, nu pe un manechin, pe o mașinărie, pe whatever, pe un simulator, să faci efectiv lucrul acela, nu vei depinde manualitatea, pentru că dacă este o chestie de făcut manual, trebuie să pui mâna pe aparatul respectiv, să-l simți în mână, să-i simți feedback-ul dacă există, să vezi cât de tare trebuie să strângi o chestie, cât de tare trebuie să apeși ceva, pe ce trebuie să apeși și așa mai departe. Deci, see one, uită-te la cineva cum face ceva, do one, fă tu și apoi foarte important ca să înveți, teach one, adică asigură-te că ai învățat bine învățând pe altul, pentru că astfel îți vei consolida și tu informațiile. Chiar dacă nu faci o chestie care ține de manualitate, poți cu siguranță să aplici lucrul acesta și la părțile teoretice ale unui curs. Spre exemplu,
citești un paragraf sau citești un capitol, citești despre ceva care este materia de examen, o repeți, dar ulterior vorbește cu un coleg și spune, uite, eu învăț asta și am să te învăț pe tine ulterior și ți explic, tu înveți aia și mi-explici mie. Credeți-mă, este o metodă extraordinar de bună de a învăța absolut orice. În momentul în care tu te pregătești ca să-l înveți pe altul ceea ce ai învățat deja. Fie că o faci, nu știu, vorbind liber, fie că îți faci o prezentare PowerPoint, fie că scrii la tablă sau orice ai face, chestia asta funcționează întotdeauna și credeți-mă, are o eficiență extrem de crescută. În paralel, ideea de a avea informația din mai multe surse decât cursul pe care l-ai scris tu sau l-ai copiat de la un coleg sau ți l-a dat cineva, încearcă să iei aceeași informație, aceleași lucruri și din alte surse. Odată pentru că creierul nostru funcționează foarte bine în sensul ăsta, adică practic învață sau consolidează informația mult mai eficient dacă o aude din mai multe locuri. Nu vreau acum să deschid această cutie, dar așa suntem noi funcțional din punctul acesta de vedere. Auzim un lucru, după aceea îl validăm cu o informație similară auzită în altă parte sau citită în altă parte. Că așa funcționează lumea, așa funcționează word of mouth, dacă vreți, ca să vorbim în romgleză. Adică, ai citit ceva într-un curs, ai un subiect pe care, nu știu, vrei să-l aprofundezi mai mult sau ți se pare că e greu de înțeles, nu e nicio problemă, citește-l din curs, citește-l apoi dintr-un manual, caută pe internet, caută un clip care să-ți explice lucrul ăsta. Uite, foarte pe scurt pot să povestesc și eu lucrul ăsta, n-am nicio legătură cu zona asta de IT decât că sunt un pic mai tech-savvy, ca să zic așa, tot în romgleză, îmi place să mă bag în chestii tehnice, îmi place să mă bag în chestii IT, întotdeauna am fost așa, mi-a plăcut partea asta de rețelistică, fie că e vorba despre, nu știu, energetică sau rețelistică IT, de curent slab, mi-a plăcut să citesc, am citit foarte mult pe tema asta, dar m-am și documentat, apropo, din alte surse și uite, nu mi-era foarte clar cum, ce înseamnă tagged sau untagged la porturile unui switch în momentul în care faci niște rețele virtuale și vrei să-ți izolezi niște dispozitive din casă de rețeaua mamă. Ok, bun, asta nu înseamnă că am învățat și acum știu la fel ca un inginer de rețea, dar citisem într-un curs, după care m-am uitat, am văzut cum face unul pe internet, după care am mai citit niște alte articole, după care am găsit niște cursuri foarte bune de la Cisco, după care, în fine, și așa mai departe. M-am uitat la o groază de clipuri și am coroborat toate aceste informații până când am reușit să fac și eu și să fac ca lumea, fără să-mi stric tot feng shui-ul de rețeaua mea internă de acasă. Dar este vorba despre o chestie, ca să spun așa, autodidactă din punctul ăsta de vedere. Și mi-a fost mai greu pentru că nu este domeniul meu de activitate. Dar tu, pentru că ești student undeva, la o facultate, la o anumită specializare, cu siguranță vei percepe mult mai ușor lucrul acesta și îți va fi mult mai simplu, luându-ți informații din mai multe surse, fie că aceste surse sunt de pe internet, da, ok, trebuie să filtrăm informația de pe internet, dar asta nu înseamnă că acolo nu poate fi și informație bună, poate nu este ceea ce își dorește profesorul tău să audă, pentru că nu poți să te uiți pe internet, pe YouTube, indiferent la ce canal te-ai uita, deși, de exemplu, Universitatea MIT are cursuri, efectiv, cursurile de la MIT puse pe net la liber, profesorul tău cu siguranță are niște exigențe și nu cred că poți să te duci la un examen doar cu o informație luată de pe Khan Academy sau, mă rog, de oriunde ai luau. Poate funcționează, nu știu, dar vă rog să-mi scrieți la comentarii dacă cumva ați învățat de pe YouTube și ați luat note mari sau ați trecut examenul în felul acesta. Dar orice ar fi, citește cursul, citește un capitol, citește despre o temă, un subiect, citește și manual, eventual vorbește cu un coleg, citește și din alte surse, pentru că astfel îți vei consolida foarte bine informația. Și nu uita, citește, interiorizează, repetă tu și apoi învață pe altcineva și acea informație nu o vei uita prea curând. Sau poate nu o vei uita niciodată dacă te pasionează. Al doilea punct foarte important și ăsta are legătură cumva cu primul este niciodată să nu te ancorezi, să nu te focusezi pe a citi un singur subiect
pe care eventual nu-l înțelegi sau nu-l stăpânești foarte bine. Și stai și înveți zile în șir sau o singură zi fix același lucru. Nu va funcționa așa, pentru că nu așa funcționează creierul nostru. Avem nevoie de diversitate chiar și atunci când învățăm și este extrem de important ca atunci când te apuci de citit un subiect, acel subiect să fie unul din mai multe subiecte. Adică nu învăța o singură chestie. Alegeți pentru o zi 3-4. Chiar dacă nu le termin, că nu, eu nu spun să termin toate aceste subiecte într-o singură zi, dar învață o parte din unul, o parte din alta, o parte din celălalt. Ok? Și a doua zi reia. Vei fi mult mai eficient. Este chiar un studiu de prin 2012 care arată chestia asta și care arată că studenții care se focusează pe mai multă materie deodată, adică pe mai multe capitole ale aceleiași materii, de fapt, deodată, sunt mult mai eficienți în a reține din toate materiile. Odată pentru că, gândiți-vă dacă vreți să îi explicăm așa simplu, te și plictisești tocind la o singură materie sau te și plictisești în sensul că creierul tău obosește, vorbind despre același lucru, și ai nevoie să mai schimbi ceva. Aici ne duce cu gândul la numărul 3. Deci, apropo de chestia asta, nu uitați, în momentul în care învățați, dacă aveți mai multe examene sau aveți o materie mai stufoasă cu mai multe subiecte, nu învățați un singur subiect sau o singură temă sau, mă rog, la o singură materie. Încercați să învățați la două, poate trei materii în aceeași zi. Și, bineînțeles, apropo de diversitate, nu uitați că avem nevoie de pauze. Nu va funcționa chiar dacă spune că suntem în criză de timp. Eficiența noastră scade pe măsură ce creierul obosește sau, în fine, nu reușim să acumulăm informații și intrăm în acea panică, în acea anxietate, că la un moment dat, domnule, nu am să mai am timp să termin materia. Ok, perfect de acord. Câteodată această planificare de care vorbeam la început nu o să funcționeze, dar este important să reții că chiar dacă faci un efort și te forțezi și bei și mai multă cafea și nu știu dacă vrei să apelezi eventual, și nu este o soluție, nu recomand absolut deloc la energizante sau orice altă, nu știu, formă de a-ți crește cică, mă rog, în fine, atenția și concentrarea, acestea au niște consecințe pe termen lung care sunt mult, mult mai grave, spre exemplu. Dacă faci lucrul ăsta acum și ai senzația că te concentrezi mai bine, repercursiunea este că până într-un final resursele sunt limitate, sunt ale corpului tău. Ele se vor consuma în detrimentul unor alte ore și vei avea nevoie de o perioadă de recuperare mult mai mare pentru prea puțin timp de concentrare. Mai greu faci o pauză și, foarte important, răsplătește odată cu această pauză. Spui, doamne, uite, învăț subiectul ăsta sau termin de învățat partea asta și după aceea mă duc să mănânc ceva sau nu știu, ce-ți place, sau mă duc să mă plimb, sau mă duc la sală să fac sport, sau mă duc să mă dau cu bicicleta sau cu trotineta, purtând echipament de protecție, evident. Sau, nu știu, ies în oraș. Și ieși tu ăsta în oraș, este important. Poate că ești un oraș, te-a adus chiar în situația asta în care ești acum și din cauza asta n-ai reușit să iei examenul. Neimportant. Suntem oameni și avem cu toții defectele noastre. Nu te pedepsi foarte mult pentru că ai ratat un examen sau că n-ai reușit să ajungi la el din vari motive. Nicio problemă, pentru toată sesiunea de restanțe și o notă de 9 sau de 10 luată în restanță este fix același lucru cu o notă de 9 sau de 10 luată în sesiunea normală. Ok. Un alt punct foarte important, deci am spus că trebuie să ai informații din mai multe surse și nu uita, cum spune englezii, see one, do one, teach one, adică fii sigur că ai învățat tu, repetă tu, spune-ți lucrul acesta sau, în fine, asigură-te că știi despre subiectul respectiv sau despre tema respectivă sau despre capitolul respectiv sau despre materia respectivă și apoi vorbește cu un coleg și predă-i lucrul ăsta, învață-l și pe el. Faceți schimb de idei și o să fie foarte bine. Am mai spus că trebuie să luăm informații nu din aceeași temă, ci din mai multe teme, din mai multe capitole sau din mai multe materii, ca să avem diversitate, să ne plictisim și să ne recompensăm fie cu o pauză și trebuie să facem pauze și fie cu ceva cu care rezonăm sau ne face plăcere să o facem.
O altă chestie foarte importantă, dacă ai mai multe zile la dispoziție, este să te testezi pe tine frecvent. Foarte bună și foarte eficientă această metodă. Cum? Păi, pur și simplu, sunt foarte multe materii, foarte multe examene la care ai o listă de subiecte. Păi, și profesorul ce face? Deseori ia acele subiecte, le taie cineva cu foarfecul sau, în fine, sunt niște numere puse într-un bol și te extragi de acolo numărul 5, ăla e subiectul care ți-a picat. Fă chestia asta, este absolut imposibil. Nu poți să crezi că n-ai o imprimantă acasă sau, nu știu, fă din bucățele de hârtie subiecte 1, 2, 3, 4 până la 20 câte sunt la materia respectivă și pune-le într-un bol, extragi subiectul 5 și dă-ți un test. Știi să spui ceva despre el? Nu știi să spui ceva despre el. Fă chestia asta de vreo 2-3 ori. Fă colegii de studiu. Și aici, apropo, contează foarte mult, dacă vreți, simularea unui examen din punctul ăsta de vedere, pentru că ești în confortul tău, adică chiar nu se poate întâmpla nimic dacă ai dat un subiect pe care nu știi sau nu știi să spui nimic la subiectul respectiv, pentru că ești acasă și nota pe care ți-o pui sau ți-o pune colegul nu contează, dar are importanță pentru că îți dai seama dacă ai fi într-un examen cu adevărat sau dacă ar fi așa la examen, dacă ai ști sau nu ai ști. Și atunci probabil că este un plus de motivație. Că atunci când tragi un subiect și spui, nicio problemă, pe ăsta îl știu, spune-l cu voce tare dacă ești singur sau spune unui coleg dacă acesta învață cu tine. Testarea frecventă este foarte importantă, sau autotestarea frecventă este foarte importantă, pentru că deseori avem senzația că știm sau că am învățat sau că subiectul respectiv cu siguranță îl știm pentru că este ușor, dar culmea, dacă îți pică subiectul ăla la examen, s-ar putea, de fapt, să ai mici lacune care, din nefericire, să îți fi dus toată perioada ta de studiu de râpă, ca să zic așa. O chestie foarte importantă și care poate necesită un clip separat sau poate necesită mai multe discuții pe tema asta este când îți iei notițe, sunt oameni, de fapt de aici am vrut să plec, sunt oameni care rețin mâzgâlind cărțile, chestie care nu o recomand pentru că acea carte îți va fi foarte greu, aproape imposibil să o citești ulterior dacă vei mai avea nevoie de ea și bineînțeles pentru altul va fi un coșmar. Și în al doilea rând că nu este foarte eficient colorând cu markere din alea transparente sau cum se cheamă, highlightere, în fine, nu este foarte eficient pentru creierul nostru, pentru că vrem să forțăm o chestie de reținere vizuală, deci să ne forțăm memoria noastră vizuală pentru activarea, dacă vreți, memoriei analitice, ceea ce este un pic dificil. Sunt oameni care rețin așa, dar rețin strict vizual și nu înțeleg acele informații. Sau, mă rog, nu le aprofundează. Cea mai eficientă metodă pentru mine, de exemplu, dar asta nu înseamnă că este valabilă pentru toată lumea și poate ție ți este mai ușor sublinind pe carte, a fost să-mi iau notițe. Notițe chiar și după cursul scris de mine sau scris de un alt coleg sau, în fine, tras la imprimant, la copiator sau cum se făcea pe vremea mea. A lua notițe la laptop nu este aceeași chestie și nu-ți recomand să faci lucrul ăsta. Odată că e posibil să pierzi fișierul respectiv, bun, lucrul ăsta se poate întâmpla destul de rar, dar se poate întâmpla, nu-ți dai seama, nu mai știi cum l-ai denumit, nu mai știi cum l-ai pus. Și în al doilea rând că odată ce scrii de mână, scrisul de mână este nu știu dacă s-a auzit asta. Scrisul de mână este conectat cu creierul nostru într-un fel în care nu este niciodată tastatul la tastatură. A scrie de mână înseamnă să conștientizezi ideea de a scrie și procesul, că până la urmă așa suntem noi oamenii învățați, procesul prin care scriem este mult mai ok, asta s-a auzit cu siguranță. Procesul ăsta de a scrie este mult mai bine conectat cu cogniția, cu partea aceea a creierului care ne face pe noi în stare să și conștientizăm ceea ce scriem. Dacă doar tastăm sau, în fine, doar subliniem, activăm doar o mică bucățică din partea noastră de memorie și nu este întotdeauna eficient. Dacă ai observat că chestia asta funcționează pentru tine, ok, fă-o. Dar
mult mai eficient este să ții notițe scrise de mâna ta, odată și pentru familiaritatea ta cu scrisul tău și pentru faptul că citind și apoi notând este o dublă validare a informației. Foarte important, zic eu, că este mai eficient așa. Încearcă, de ce nu? S-ar putea să ai foarte mult succes făcând chestia asta. O altă situație foarte... un alt punct pe care vreau să-l ating și care este la fel de important ca și celelalte este liniștea și felul în care înveți și locul în care înveți. Ok, dacă ai mai auzit colegi sau există persoane care spun că își pun căștile pe urechi cu muzica dată la o intensitate destul de mare și că pot învăța așa, bravo lor, na, ce să zic, super bine, dar nu cred. Concentrarea este importantă, tocmai de aceea ai grijă ca în momentul în care te apuci să înveți și nu mai faci nimic altceva, pentru că asta este scopul până la urmă, să înveți, nu să te uiți și pe internet sau să asculți și păsările de afară, închideți telefonul. Nu vrei să închizi telefonul? Dă-l pe silențios, dar nu pe vibrații. Pe silențios total. Sau pune-l în modul privacy sau oricum s-ar chema el pe telefonul tău. Sau pune-l în modul avion. Este la fel de eficient. Îi dai drumul din când în când și vezi dacă te-a sunat cineva, dar nu faci chestia asta în mod frecvent. În pauză îl deschizi și vezi dacă te-a sunat cineva. Ok. E adevărat, noi oamenii ne găsim tot felul de ancore din asta, nu pot să închid telefonul, că dacă mă sună Vasilica și are o urgență. Ok, dar la fel de urgent este să termin de învățat materia ca să pot sta mai mult cu Vasilica și să-i rezolv toate urgențele. Ideea este așa, sunt unele telefoane și al meu văd că face așa, care știu să grupeze notificările în anumite ore și să spun, sau poți să setezi chestia asta, să spui eu nu vreau notificări, nici mesaje, nici WhatsApp, nici Facebook, nici absolut nimic, nici pe ceas, nici pe telefon, în intervalul ăsta. În afara acestui interval poți să mi le trimiți. Fă lucrul acesta, dacă nu te poți abține, scoate mufa de la internet din calculator, dar când înveți, înveți. Nici nu te uiți pe... pentru că, na, în fine, ești foarte ușor distras, nici nu te uiți pe telefon, nici nu cauți pe internet lucruri decât dacă cauți ceva legat de ceea ce înveți și nimic altceva, dacă poți să te abții, bine, dacă nu, încearcă să nu fii distras de alte notificări. Suntem zilnic distrași de tot felul de notificări care apar pentru lucruri pe care nu le cerem. Asta odată. Și foarte important este pe masa pe care studiez, pe biroul pe care studiez, pe masa de studiu, să fie curat. Am văzut și colegi de-ai mei când eram în facultate și ulterior, oameni care își pun hârtii peste tot, nu mai știu, cursul ăla, cursul ăla, alt, stau în pat cu hârtiile, cu așa. Pentru creierul nostru, ordinea este importantă. Și când spun că este importantă ordinea, este important pentru că deseori facem niște conexiuni logice și dacă aceste conexiuni din mintea noastră cu ceea ce citim nu se repercută sau, în fine, sunt în disonanță cu o dezordine fantastică de pe birou, nu vom fi în stare să învățăm și dacă ne-am luat notițe și nu le mai găsim ulterior ca să ne aducem aminte de ce le-am luat, iarăși lucrul acesta nu va fi foarte eficient. Deci, ține minte, fă cura pe birou, să nu ai altceva decât cursuri, pix și manual sau de pe ce înveți, închide notificările la telefon, dezactivează-ți notificările sau pune-le într-un anumit interval orar și ocupă-te strict numai de chestia asta. În încheiere, aș dori să vă mai spun așa, încercați să simplificați informația. Sigur, sunt cursuri cu niște denumiri pompoase, cu niște fraze foarte lungi. Tocmai de aceea notițele sunt importante, pentru că poți să iei esențialul și să spui, doamne, ce e esențial să învăț de aici? În afară de exprimările pompoase ale unui profesor sau unui cine știe ce minte luminată care s-a gândit să scrie cursul ăsta. Să știu asta, asta și asta. Nu cred că mai sunt în universități sau dacă mai sunt, sunt niște așa numiți dinozauri din aceia care vor ei în mod deosebit să le spui cuvânt cu cuvânt cum a zis la curs sau cum scrie în carte. Nici nu cred că este corect și evaluarea unui student se face în funcție de ceea ce a învățat, adică de dacă știe informația sintetizată sau nu. Părerea mea este să faci chestia asta.
Și nu uita, ia pauze lungi, dormi, recompensează-te și va fi foarte, foarte bine. Dacă v-a plăcut clipul, dați un like, abonați-vă, spuneți-mi în comentarii mai jos voi cum învățați. Până data viitoare, care probabil că va fi mult mai devreme decât vă imaginați voi sau soția, v-am pupat, să fiți sănătoși. Pa!